Din septembrie 2014, Parlamentul a decis prin lege ca toți consumatorii de apă să fie contorizați. Aveau obligația pe cheltuială proprie să-și monteze apometre. Obligația era pentru toată lumea, persoane fizice și juridice. Din păcate, când vine vorba despre instituțiile statului, legea e trecută cu vederea. Biserica Baptistă, Compania Națională Poșta Română, așa, ICTSR Dol, filiala Gorj, Prefectura Omnia Sig, primăria nu este, Comal, văd aici, bun. Registrul Comerțului. Instituție? Adică consumul mediu pe câte persoane? La cât a avut, repet, când au demarat activitatea, pe numărul de angajați pe care aveau, ori 6 metri cubi. Sunt cu 600 de lei, sunt cu 200 de lei, n-am lista cu cât plătesc lunar aici, dar urmează să fie contorizați. Mai mult au declarat și un număr mic de angajați pentru ca plata facturilor să nu fie mare. Trebuie să fie contorizați ca toți ceilalți, nu? Plătesc în sistem paușal doar pentru 27 de persoane. Eu știu, și aici intră zilnic sute de persoane și folosesc toaletele și băile. În afară de faptul că intră sute de persoane, mai sunt și sute de angajați. Da, sunt și sute de... Nu știu, mă surprinde această chestie. Trebuie luat o atitudine mai corectă, nu? În mai puțin de jumătate de an, Aparegio speră să rezolve situația. În 4-5 luni de zile va fi contorizată tot. Din informațiile dumneavoastră, da? Numărul pe care l-au trecut atunci de angajați, atunci când s-a încheiat contractul pe paușal, corespunde cu numărul real al angajaților care sunt în instituție? După părerea mea, nu. De aceea am și demarat această activitate de contorizare. Adică mă gândesc în special la tribunal. Cred că da, de ani de zile plătesc mai puțin, unii. Aceeași problemă o întâlnim și în Palatul Administrativ, unde doar prefectura plătește. În clădirea Palatul Administrativ, la noi înregistrate, figurează 14 instituții și aici calculăm și cabinetele parlamentare. Câți angajați sunt la aceste toate instituții, dacă aveți idee? Nu avem un număr al angajaților, însă pot să vă spun cu siguranță că aici, la instituția prefectului, figurează 37 de angajați, plus încă 27 la permise și pașapoarte, care țin tot de instituția prefectului. Da, putem vorbi de câteva sute de angajați care funcționează în această clădire? La un calcul rapid putem vorbi de un număr mai mare. În Palatul Administrativ se află inclusiv cabinetele parlamentare, Direcția de Statistică, cea agricolă, Evidența Populației și alte instituții. Acestea însă nu plătesc absolut nimic, deși aici angajații consumă apă și produc gunoi. Oamenii văd însă acest lucru ca pe un furt de apă. Nu știu, la noi e contorizat. Cât consumăm, atâta plătim. E un leu și 80 și ceva de bani metru cub. Instituțiile nu, inclusiv tribunalul. Da, nu știu ce să vă spun. Normal, corect? Nu, normal că nu e corect, da. Ăștia-s legile în România, noi am votat cu ei trei. Normal, și ele ar trebui controlizate pentru că trăiesc după spinarea noastră la urmă. Ne păcălesc. Paușal, practic, nu se plătește, nu se știe care e valoarea. Păi nu se știe, dar paușal ce știe? Pune din burtă. Noi în casă plătim atâta cât consumăm. Deci prin contor și la intrare în bloc și contor individual. Deci pe locuință, cât se consumă, atât se plătește. E, ori instituțiile astea ale statului, aici mie mi se pare că nu este în regulă. Furnizorul de apă și canal a demarat de curând o acțiune de depistare a acestor instituții care fie nu plătesc deloc, fie au declarat la paușal un număr nereal de angajați. Până acum au fost depistate 100 de instituții publice, bănci și societăți comerciale. Li s-au trimis notificări și în maxim 30 de zile trebuie să intre în legalitate.